Echipele de asistență medicală urgente au acordat săptămâna trecută primul ajutor medical la circa 15.000 de persoane. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, după acordarea asistenței medicale de urgență, 5.879 de pacienți, dintre care 1.298 de copii, au fost transportați la spitale pentru investigații și tratament. Astfel, din numărul total de solicitări înregistrate predomine cele cauzate de bolile respiratorii, 2918 solicitări, după care urmează 2643 de urgențe cardiovasculare, 2097 de patologii neurologice, 1397 de urgențe traumatologice, 214 urgențe infecțioase și 41 de intoxicații. Pe parcursul săptămânii, echipele au acordat asistență medicală urgentă la 82 de persoane, inclusiv la 16 copii, care au suferit diverse traumatisme în urma accidentelor rutiere. Ulterior, 75 pacienți au fost transportați la instituțiile medicale spitalicești. În aceeași perioadă au fost înregistrate 25 de cazuri de intoxicații cu medicamente, dintre care 17 în rândul maturilor și 8 la copii. De asemenea, medicii au fost solicitați de către 78 de pacienți cu urgențe generate de agenții fizici chimici și de mediu, dintre care 30 de persoane au fost diagnosticate cu combustii 6 cu urgențe caniculare și 5 cu urgențe alergologice.